Unități de măsură pentru timp. Ora, minutul, secunda, ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul. Să ne amintim. Ceasul este instrumentul care măsoară trecerea timpului. Timpul se măsoară în ore, minute, secunde. O oră egal 60 de minute, prescurtat min. Un minut egal 60 de secunde, prescurtat sec. O zi are 24 de ore. Ziua începe la ora 0 și se termină la ora 24. O săptămână are 7 zile. O lună are 28, 29, 30 sau 31 de zile. Luna februarie are 28, iar odată la 4 ani, 29 de zile. 12 luni formează un an. Un an are 365 sau 366 de zile. Un deceniu egal 10 ani. Un secol egal 100 de ani sau 10 decenii. Un mileniu egal 1000 de ani sau 10 secole. Să luăm câteva exerciții de transformare. 4 minute și 20 de secunde egal câte secunde? Un minut are 60 de secunde. 4 minute vor fi 4 ori 60 egal 240 secunde plus 20 secunde egal 260 secunde. Să mai luăm un exemplu. 2 săptămâni și 5 zile egal câte zile? O săptămână are 7 zile. 2 săptămâni vor fi 2 ori 7 egal 14 zile plus 5 zile egal 19 zile. Să mai luăm un exemplu. 7 secole și 4 decenii egal câți ani? Un secol are 100 de ani, deci 7 secole ori 100 vor fi 700 ani. 4 decenii, un deceniu egal 10 ani. 4 decenii vor fi 4 ori 10, 40 ani. 700 ani plus 40 ani egal 740 ani. Să mai luăm un exemplu. Suntem în anul 2013. 1000 de ani înseamnă 10 secole. Asta înseamnă că 2013 înseamnă secolul 21 și mileniul 3.